Am înțeles că s-a citit de undeva din Efeseni, capitolul 4, este foarte în acord cu ceea ce eu aveam pe inimă de mult prelegere în capitolul 3, să vorbim despre lucrarea Domnului, despre felul în care trebuie să decurgă ea, despre implicarea noastră în această lucrare și să observăm acum de la început pe parcurs, că nu doar cei care predică sau profesor când trebuie să fie implicat în lucrarea Domnului, pentru că în Efeseni, capitolul 4, unde s-a citit, este scris, recitesc de la versetul 12, pentru desfășurarea Sfinților, și ăștia sunt toți oricare dintre noi, ca să poată să slujească, pentru că vom ajunge toți la starea de urmare, la ținerea staturii Dumnezeu lui Hristos. Dar să nu mai fim copii. La un copil nu încerc să fie. Cine îi zice unui copil de un an, astăzi nu-ți merit mâncare, că n-ai mâncit. Ce să muncească la un an? Te bucur dacă stă cu minte și mănâncă, așa? Dar la unul de 20 de ani, mi-e bucur numai dacă stă cu minte și mănâncă. Te aștept să facă ceva și la unul de 10 ani. Că asta e dovada că noi am crescut spiritual și nu mai suntem copii plutind în coace și în folo, că în casa Domnului, unde este atât de lucru, a zis Domnul, rugați pe Domnul să scoate lucrător, că mă are 10 nișuri. Și oricând am fost nevoie. Că lucrează Domnul este extins. De aici și până în parcare, și de duminică, și până în altă duminică. Că e nevoie de rugăciune, e nevoie de vizite, e nevoie de bărbătare, de încurajare, este când de misiune, sunt bolnavi, sunt oameni de ajutat, e de muncit, de slujit, de ajutat, în toate privințele. Aș vrea așadar să privim în mod responsabil fiecare dintre noi, în măsura timpului și a harului și a darului de dat. Nu mă corectez capitolul 3, dar vom mai citi și din Efeseni și din Antirocul după nevoie. Nu mă corectez 3. Aș vrea să observăm mai întâi că lucrarea este a lui Dumnezeu. Scrie aici în versetul 9. Voi sunteți poporul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Este biserica Domnului? Ce a spus Domnul spre Matei 16? Eu voi zidi biserica mea. Noi mai avem trebuie că noi zidi biserica lui frate sau biserica de acolo, de acolo. Da, dar în fond ea este și trebuie să fie a Domnului. Amin. Scrie un Corinteni 12:28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică. Este a Lui. El ne-a răscumpărat, cum spune Psalmul 100, a Lui suntem, suntem turma pășunii Lui. Și a Lui să fim pentru vecii vecilor. Amin. El este cel întâi interesat. Este stăpânul tuturor lucrărilor. Zice aici în Efeseni 4, versetul 6, citesc despre Dumnezeu și lucrarea Lui. Este un singur Dumnezeu, Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează prin toți și care este în toți. Să fie binecuvântat acest mare Dumnezeu și lucrarea Lui. Amin. De aici, de la dumneavoastră. Amin. Și orice se face, se știe că s-a făcut sub grija lui Dumnezeu, cum scrie la Nemia, la capitolul 6, că atunci când au zidit zidul, știți că au fost împotrivit. Dar Dumnezeu le-a dat izbândă și când a fost inaugurarea zidurilor, spune la un moment dat, citesc din Nemia, capitolul 6, versetul 16, toți vrăjmașii lor s-au temut, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrurile s-au făcut prin voia Dumnezeului nostru. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Asta să ține minte mai bine. Că lucrarea este a Domnului. El o coordonează, El este proprietar și a Lui va rămâne pentru vecii vecilor. Amin. În al doilea rând, mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 3 și vă citesc versetul 5. Cine este Pavel? Cine este Apol? Niște slujitori ai Lui Dumnezeu. Dar ascultați ce spune versetul 10.
prin harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, știa Tatăl, eu ca un merg, îmi dă înțelept la muștenia. Noi suntem chemați să fim lucrători ai lui Dumnezeu sau împreună cu Dumnezeu. Dar asta este un har. Nu este un merit al nostru că Dumnezeu a avut nevoie de oameni care nu se descurca fără. Este o favoare care Dumnezeu ne face. Așa s-a citit din Efeseni, din capitolul 4, astăzi, în auzul dumneavoastră. Și aici citesc cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 7. Dar fiecare de noi s-a dat harul. Slavă Domnului. Ce har? Versetul 11. Și El a dat. Nu noi ne-am ales. Nu ei s-au format. Nu școala i-a format. El a dat. E unul să ude, altul să se dea, unul să fie apostol, altul proroc și așa mai departe. Conștientizăm noi că tot ce avem, zice Pavel, ceea ce să nu fie primit. Totul har este dar de la Dumnezeu. M-a întrebat cineva un post. Am membru în aceeași biserică, am crescut împreună, am s-a dus în auzea mea, mi-a trăit multă vreme. Și zice, când am auzit că tu ești predicat, am auzit, tu nu păreai deloc că avea o chemare predicată, când deschideai gura. Zic, mă, să se știe că nu-i de la mine, că-i dar de la Dumnezeu. Amin. Și asta valabil pentru toți. Te miri pe cine o scoate Domnul proroc. Așa a văzut Dumnezeu și ce poți să ne împătrivești? Scrie în Marcu că Domnul s-a rugat o noapte întreagă pentru ucenici și apoi scrie acolo cine frumos. A chemat pe cine a vrut. Zice în Galaten că Domnul a făcut din Petru apostolul evreilor și din apostolul Pavel apostolul evreilor. Zice în Galaten capitolul apostolul Pavel în privința aceasta că Dumnezeu plănuiește asta de mult în dreptul lui. Citesc Galaten capitolul 5:1-5. Dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântă și din Maicii mele și m-a chemat prin harul Său. E har să te chemat și dar în tot ce lucrezi să se recunoști, e tot har. 1 Corinteni 15:11. Zice același apostol despre lucrarea sa. Astfel ori, ori nu așa cum și așa astfel și 10. În har Dumnezeu sunt și sunt. Și harul lui față de mine n-a fost Adam, e banca lucrarea lui cu tot, totuși nu eu. Și harul de Dumnezeu, preamărit să fie Domnul Său. Și binecuvântat să fie toți lucrătorii Săi. Amin. Înțelegem noi că Dumnezeu ne-a chemat și El ne-a trimis în vie. Stăpânul a ieșit în viață. Și a chemat pe rând, așa, în două ore, mai spre seară. Nu știu de ce stați fără lucru. Maria și ăla dau foc de unul care stă fără lucru. Până în ceasul a 11 și pe vremea. Păi este nevoie. Mi-am întins că ea mai tână și s-a supărat un diacon și a zis că nu mai slujește. Ce să-i spun eu? Că să nu se facă scandal. Așa mi-a venit să-i zic, frate, eu te-am angajat. Eu te-am rânduit să fii diacon. Sau Domnul? A Domnul? Că nu mai vezi lume, stau pe Domnul și de dimine și pe lumea mea. Va te-a fi adată într-o biserică. Nu suntem chemați de Dumnezeu să facem lucrurile. Într-un fel sau altul. Tot e har. Adică asta înseamnă că nu e de la noi, ci că de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca atare și are întâmplă lucrare mai scurtă, mai mult într-un fel sau altul. De aceea, zice Apostolul aici în 1 Corinteni, capitolul 3, ce vă lăudați cu oamenii? Ce e asta, zice? Pentru Pavel, eu sunt al lui Pavel, eu sunt la Apolo. Dar cine este Pavel? Ce este Apolo? Niște slujitori al lui Dumnezeu, prin care a sperut și fiecare după puterea Tatălui de Domnul. De ce să lauzi pe Apolo? Că tot ce are acolo, are de la Domnul. De ce să te lauzi cu
m-a pregătit ce are de la Domnul, pe cine de la că Domnul care i-a înregistrat și era în drog de să fie conștienți că n-am de la ei, că dacă ne-a lăsat Dumnezeu singuri, n-am mai face. Sau și dacă am face, ar fi largă fără ispravă. Ne lasă Dumnezeu, că dacă nu dă Dumnezeu gloare, dacă nu face Dumnezeu să crească, ce-i cu slujirea noastră? Să fim conștienți de asta. În primul rând că lucrarea este a Domnului și că Dumnezeu în bunătatea Lui și de dragul nostru că ne iubește, hai și că la treabă. Dar eu trebuie să spun că s-a descurcat Dumnezeu uneori fără noi mai bine. Dar uneori suntem așa ca și când cheamă tata părinții la lucru, dar să ai de gând și mie să-mi slăvesc. Că poate mai repede terminat la ei. Dar Dumnezeu nu poate fi comparat cu un alt. Dumnezeu este atot puternic. Noi nu-i trebuie muncitor. El zice și se face. Noi nu trebuie tânăr în fiecare să așeze câte o scheamă de lucruri și el o zice și s-a făcut, s-a arătat singur. E har ce face Dumnezeu. Și că ne cheamă în lucrarea să eu nu suportesc că îi fac un favor de Dumnezeu cu pregii și unul de acolo. E o favoare și mă face Dumnezeu meu. Să mă facă portătorul din cuvânt. Dar ar putea să vorbească la oameni altfel. Dar m-a angajat și pe mine. Să facă și mie bucurie. Da, mărit să fie Domnul. Amin. Noi trebuie să colaborăm în slujire cu Domnul și cu ceilalți slujitori. Pentru că dacă unul nu are numai de udat, ce se face numai cu udatul în grădină? E gândat. Dacă unul are numai de semănat și nu-i cine de udat, la ce are noastră? Face un depozit de semințe. Că dacă udă și seamănă, dar nu face Dumnezeu să crească, la ce are noastră? Vedeți că fără Dumnezeu și niciunul fără la altul nu ne descurcăm. Că unde numai dacă ducea și ne zicea că cântăm în adunare, bine, așa? Dacă nu avem un proroc, ce ne facem? Noi toți predicăm. Citim de toți proroci din Biblie, dar noi ne trebuie unul aici. Dar dacă nu avem vreunul care să facă o dărnicie și să sprijinească lucrarea și alții care să mijlocească, să se ducă să facă lucrarea sau altă, noi avem mare nevoie. Zicem o corectare la capitolul 12 și până facem moftă. Citeți la versetul 15. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt guvernul, nu sunt de niciun, cine mă bagă pe mine în seamă? Eu nu sunt de mare valoare. Să nu spui așa. Și să nu spune nici altfel, zice de la versetul 12, ochi nu poate zice mâini. N-am trebuit să de tine. Ei, numai ceva să ajungă în ochi. Să vezi cum o să zică omul, nu te-i mânuța, stă-mi la treapta care știi, mă scrie pe aproape. Să-mi scoată de acolo paiul. Că avem mare nevoie unii de alții. Numai că, na, se întâmplă că ne mai tamponăm. Așa că nu ni se pare cum cineva la altă voce ne-a stricat două melodie, că vocea noastră s-a descurcat. Acum ar fi să fie acolo, fără vocea aceea care acum am încurcat. Așa ne am trei picioare, mă urmă să facem în spate de voce de toate fiecare la altă. E nevoie unii de alții. Prin Scriptura, ne citesc în cartea Faptele Apostolilor despre lucrarea de Domnul. Faptele capitolul 18, de la versetul 24 la Efes, dar este un Dumnezeu numit acolo de neam din Alexandria, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Le-am învățat în Scripturile care de unde aveam un om focat și vorbea și învăța în mulțit de oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea de botezul lui Ioan. Început a vorbi cu îndrăzneală. Am fi și creștii la când au fi au luat la ei, au arătat mai cu deamănunt în calea lui Dumnezeu, vedeți? Pentru nevoie să ne sfătuim unii pe alții, să ne învățăm. Fiindcă e voie să treacă în aharea, de fapt, de tot mai slujit și vorba de Corinții. Frații l-au învăcătat să se ducă. Și au spus genicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat bun. Cum? Prin harul Dumnezeu și vorbeam noi. Și trebuie să mă ajute după ce acolo
tare l-au slujit. A, lui să facă lucrarea aceasta. Unul cu dar, altul cu semănatul. A ajutat mult căci un fruntat cu putere pe iudeii înaintea norodului și vă vedea de Sfântul lui Iisus este Hristos. E bun să fie un învățător, dar dacă vreți să faci asta, avem nevoie de altcineva care este mai hărit, mai dăruit de Domnul în credința aceasta. Vom colabora unii cu alții? Amin. Mai evident că nu discutăm despre colaborarea, cum a zis cei din vremea lui Ezra și lui Nehemia, că au venit și alte, spun, nu, noi colaborăm cu cei din poporul Domnului. Dar se poate întâmpla așa, că să luăm un exemplu. A plecat în misiune, Saul, cum se numea înainte, Barnaba și Ioan Marcu. Și după ce a misionat puțin în zona Bacău și a dat dreptat să merg la Constanța, Ioan Marcu a zis, nu mai, m-a dus tot orașul cea. Când s-a întâlnit de data de spate asta, nu e la misiune, că ne lasă în râu. Nu mai târziu scrie ce al Domnului și la Coloseni. Dar nu cred că e de folos. Așa cum sunt frații noștri, poate unul mai slăbuț, altul mai cu puțină îndrăzneală, altul poate mai comod. Dar e nevoie de toți aceștia. Noi poate ne-am dorit să fie toți Timotei, despre care se ceva la Filipeni, capitolul 2, și 22, știți, râna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rog pentru mine pe Dumnezeu Evangheliei. Versetul 24, dar nu s-a vorbit trebuit să vă trebuit și pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru. Tovarăș de lucru. Și de luptă. Și mie și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Da? Știți că Pavel a avut mai mulți colaboratori. Cum își începe epistolele către Tesaloniceni? Ce Pavel, Silvan și Timotei, și pe Tesaloniceni de aceea, de asemenea, am aceeași cuvinte, de Pavel, Silvan și Timotei. Dar ce e, nu este un numai Pavel, a greutat că e Silvan, cine a fost? Un altul, că și nu știu lucrarea. Timotei e un tânăr, din altă generație. Să colaborăm împreună. Că Domnul a rânduit 12, apoi am ales 70, și știți când a zis că mare este cerișul. Ascultați-mă ce vă citesc. În Luca de la capitolul 10. După ce a rânduit cei 70, nu după cei 12, a zis, versetul 2. Mare este cerișul, puțin să lucrători, cum omul 2 la acum. Nu, că e mare este cerișul. Și surorile nu sunt în afară, că sunt aici în Luca numai o foi două ori până apoi, două cu doi. Înăgăcii ăștia mai erau și niște femei care îl ajutau cu ce aveau. Sunt de mare importanță. Eu, ca predicator, am nevoie să fiu venit și putând soția se ruga mult pentru mine, pe aici, pe acolo, pe unde mai pot, și pe lângă ea am avut și alt mijlocitor, tot abonez la oameni. Nu mă pot vizi pe voi când mă sprijiniți în rugăciune. Cine să dea har, cine să dea cuvânt, dacă nu e Domnul? Dar pentru asta ai nevoie de mijlocitor, de oameni care stau înaintea Domnului. Amin. Care participă cu ceea ce au. Altul pregătește familia, casa, ca și casa, și-a spus Domnul Căciuc, ardea până rămâne de spătiții. Cine primește un proroc, cine primește un rucenic, e nevoie de toate acestea. Amin. Amin. Dumnezeu să trece, îmi repet, că avem nevoie de mulți alții și toți de Domnul. Că oricât am fi de mulți fără Domnul, nu ne descurcăm. Ba încă din potrivă, Dumnezeu poate să dai cuvântul printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Și așa mă rog eu câteodată, că trebuie să predicăm mai scurt. Da, că poți să dai cuvântul și printr-un număr mai mic de cuvinte. Printr-un număr mai mic de minute. Ca și printr-un număr mare. Că Dumnezeu are puterea aceasta. Slavă Domnului. Câteva părinte, câțiva pești, s-a mulțit și s-a dat la toți. A fost nevoie de Domnul să mulțească, dar nu le-a mulțeat Domnul de la unul altul, așa de dat de mână în mână, și dau ce nici nu.
E nevoie și de unii și de alții lucrători împreună cu Dumnezeu. Și scrie pe frumos când se încheie Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 20, iar ei au plecat și au promovit pretutinte. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau ca slăvit să fie Domnul. Așa vom face. Mă întorc chiar la 1 Corinteni, capitolul 3. Aș vrea să observăm că lucrarea nu poate fi făcută oricum. Versetul 10. Fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Dar vedeți ceva că de aceasta altul ar fi pe de scump, pe de un treste. Adică se poate clădi și bine, și rău, lucrarea Domnului trebuie făcută după rânduieli sfinte, să fie ceva de calitate, nu putem să lucrăm de capul nostru, nici dacă cădem toți la boială. Că nu-i destul să ne separe nimeric nou, să se pare nimeric și Duhului Sfânt, dacă aducem o jertfă Domnului, cum zice la Matei de capitolul 1, nu aducem o vită de viață și așa să fie făcută, doar că merge. Nu. Fiecare se ia bine seama cum clădește. Cum ne rugăm, cum cântăm, ce cântări alegem, ce învățăm pe oameni, cât de mult ținem, conștientizăm că lucrarea asta este a Domnului și că nu poate fi făcută oricum. Da? Foarte important. Ce faci? M-am zis pe câte unii care pun probleme, dar foarte mult spus mediocru. Apoi, e tot lucrarea Domnului. Oriunde ne rugăm la Dumnezeu, dar fie cum? Dumnezeu e Sfânt. Scrie că atunci când au transportat pe vremuri de ani, timpul cu unul, am zis mână. Și au zis Dumnezeu pe loc. Scrie de doi fie al lui Aaron, Levitic 10, totul și cu căldernița. Erau un drept să o facă, cred că erau îmbrăcați ca la tare, dar în loc, străini, sau amici. Bosnia a intrat și el să ducă tămâie. A fost lovit de lepră. Nu putem să facem prea lor. Cum Saul, plin de lepră, a hotărât să-l ucidă pe Gama Omiță, trebuie să Dumnezeu trei ani de foame din țară. Foarte important. Asta să nu ne arunci în extrema cealaltă, ca și robul acela care și-a îngropat o dată pentru știu că ești aspru și mi-e fric. Nu are frică să se botez, dar are frică să se lucreze, dar nici așa nu merge. Merge într-un singur fel, să lucrăm corect, în timp că lucrăm într-o lucrare sfântă, să o facem de calitate, orice faceți. Colosenii 3:23, cuvântul pentru faptă, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Fie că e vorba de biserică mai mare, de mai mică, fie că e vorba de repetiții, cum de exemplu, se mai întâmplă așa primele biserici. Păi la repetiții vine îmbrăcate așa în pantalon, și fără batic, și pe venit de la serviciu. S-o dat de gol cu mâna. Dar duminica, și că Dumnezeu a zis că semn de slujba mai sfânt, și atunci a venit, că duminica e ultima redută care vine. Da. Prea Domnul este la fel de sfântă și de curat. Și cred că sunt niște situații în care un proroc, eu nu vreau să spune, vreau să ne rugăm, nu pot acum. Am avut o ispită, m-am scăpat și m-am certat cu unul. Prea Domnul, nu putem să facem oricum. Și la Domnul nu putem să luăm oricum, așa? În toate trebuie să fim foarte atenți. Dacă sunt probleme, a întrebat Domnul, despre ce vorbeați? Pe drum. Păi ne-am cercat care să fie cel mai mare. Și sunt atâtea situații în care noi trebuie să știm că slujim lui Dumnezeu Sfânt. Care zice așa, că înțelesul nostru este pretențios, ne arde, lucrarea este importantă, nu merge așa. Fie cum, îmi spunea cineva recent de o lucrare din la zona Călăraș. Așa, niște frați din Anglia sunt implicați acolo și
Îl vede pe unul așa că era puțin amețit de băutură. Și păi așa, nu. Și frate, cum se trebuie să frate, să mai vin la noi și îl vede. Vedeți să-i pocăi? Și pocăi, cum mă dăbea? Mai este nevoie. Frate, dacă e luăm așa tare dintr-o dată, nu mai vin și faci puțin. Apoi ce crezi că o să clădiți pe gunoaie? De ce? Asta. Nu se poate. Dumnezeu are cerințe sfinte. Amin. Poate ni se par prea minuțioase cerințele acelea pentru templu, cum să fie toate confecționate, lucrările, cum să se spere, cum să arate toate, toate, toate. Dumnezeu a lăsat în noi conștiința, a lăsat în noi învățături, ca să știm să lucrăm curat înaintea lui Dumnezeu. Deci la 2 Corinteni, vă citesc din capitolul 8, hai citesc și în capitolul 6, cu versetul 3, nu dăm nimă nici un proiect de potrivire pentru ca slujba noastră să fie de frăimată, nu? Chiar dacă n-ar fi în fond ceva, dar să nu se creeze o imagine. Și în toate privințe arătăm că suntem niște vredni slujitori. E multă răbdare, necaz, nevoie și așa mai departe. Și în capitolul 8 scrie, în versetul 20 în timpul acesta avem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la aceste ajute ajutoare de care îngrijim. Lucrăm transparent, la lumină, curat, ca pentru Domnul. Amin? Amin. Să fie ceva decalizat, nu ne putem lăuda. Număr numai. Uite câți avem, da? O fi ca armata lui Gheorghe, că când se impui să dragă, pup, s-a ascund și a trimis acasă. Apoi, în al cincilea, și mă opresc aici, spune Scriptura aici, în versetul 8, cel ce sădește, cel ce udă, sunt tot una, știe care își va lua răsplata după osteneala lui. Lucrarea Domnului presupune efort spiritual, fizic, în zile de post, este timp acordat, este trudă. Îmi amintesc că m-a sunat o dată frate de circunstanță, m-a dus la Cluj și Dumnezeu aceea sunt la altă biserică, pot să vin dacă aveți o rar diferit cu am mai făcut și pe aici. Și el zice, dată, crezi că am nevoie de un predicator obosit? Și tu știi cât eu obosesc o predică. Și m-am rugat de dimineață, cum asta trebuie să fie mai mult de una. Doamne, întărește-mă, dar știu că pe seară o să fiu frânt mai tare decât o zi de șantier. Este o luptă spirituală, nu vorba numai de concentrare. Este o trudă. Ține de post și câte toate la rând. Zice la Tesalonicenii, Apostolul Tesalonicenii, capitolul 1, versetul 3, ceva frumos, pentru ce mă aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre și de osteneala dragostei voastre. Undeva într-o biserică era vorba să fie promovat un tânăr de acolo pe lumea. Și pentru că aveam acolo responsabilitate, am zis să nu sunt de acolo. Dar de ce trebuie? Un bun predicator știu și bea copii. Vine la mine să mă trezește, dacă vorbă, scapă, dar eu sunt de conștiință foarte bine. E comod. Eu dacă nu e lichid, și măcar cu predic. Și dacă e pregătit predic. Dar ca și slujitor, trebuie să fii pompier. Nu contează să te-ai blocat la unul și de scoală cineva la două. Asta este. Mi-am gândit și banii în urmă, m-a sunat să de filon să vin aici. Era o zăpadă mai mare, să s-a întâmplat. Și am mai chemat pe cineva în Ardeal, ne-a venit, dacă nici Dumnezeu, să zic că nu știu că ăștia după care pas nu serios. Frate, dar sunt puțin gripat. Nu să slujim în neputința lucrurilor. Mi-am gândit că am venit, am cazat la fratele Eugeniu, m-am luat, s-a chemat o asistentă, o soră, cine a fost, să fac o injecție sau ceva, și ține de că va predica 40 ani. Dar, până la urmă, s-a făcut lucrarea Domnului. Asta este. Aia n-a fost mare lucru. A fost alții care au dus greu uman și-au lăsat familia, s-au dus pe câmp de misiune. Este muncă. Deci Apostolul, vă citesc din a doua Tesaloniceni, din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1. Luați aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. Cum munceam?
Zi și noapte. Ca să nu fim saci niciun de voi și vă probleme, mă tine lui Dumnezeu. De formă. Să dea Domnul sănătate celor ce slujesc. Amin. Să le dea bucuria de a trudi. Știți să scrie despre Iacob că a muncit, dar pentru că iubea pe Rahela, 7 ani s-a părut ca vreo câteva zile, oricum. Spunea cineva, cum oricum se consumă, ori în braț, ori sub rugine. Toți îmbătrânim și murim. Mă, că unii muncesc pe lucruri care îți dea așa mică valoare. Și nu-i lucrarea mai de folos decât lucrarea Domnului. Poate e unele mămici, câtă trudă este cu o casă de copii ca să vezi cu 7-10 copii mântuiți, apoi ce se merită. Alții le-au lucrat doar așa, pentru casă sau... Sau trebuie să spun că a fost comod, deci au avut două concedii pe an, și la ce nu bătrânești ani. Dar dacă ne-am trudit în lucrarea Domnului, măcar ne-am consumat cu folos. Deci lucrarea Domnului se face cu efort, se face cu bani, cu cheltuială, nu fără. Deci în Evrei, la capitolul 6, vă citesc de la versetul 10, că Dumnezeu lui se dedică ca să uite ostenea la noastră. Și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele lui, voi care ați ajutorat și ajutorat pe Sfinți. Ne dea cu Dumnezeu, are să facem lucruri, dar recapitulez. Lucrarea este a Domnului. Și prin har, prin care ați pe noi. Noi trebuie să colaborăm. Facem o lucrare de calitate și să fim gata să depunem efort. Și să spunem în toate, e în numele Domnului și să fie capul Domnului. Amin. Amin. Amin.